Caz șocant în România. Un copil de 3 ani a fost violat în mod repetat de propria mamă timp de 2 ani. Tatăl filma ororile. Doi brașoveni, soț și soție, au fost arestați preventiv sub acuzația că și-ar fi violat în mod repetat copilul în vârstă de doar 3 ani, încă de când cel mic avea doar un an, potrivit Bună Ziua Brașov. Cei doi au devenit părinți în urmă cu 3 ani, iar după ce băiețelul lor a împlinit vârsta de un an, părinții au început să abuzeze sexual de el. Mama era cea care abuza copilul, în timp ce tatăl filma totul cu telefonul mobil. Ororile s-au întâmplat pe parcursul a 2 ani, însă povestea a ajuns în atenția poliției după ce tatăl, care voia să divorțeze de femeie, a mers la poliție și a arătat imaginile cu scenele sexuale dintre mamă și copil. Bărbatul voia să-și compromită soția, dar procurorii au cerut arestarea amândurora, considerându-i la fel de vinovați. Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a cercetat decăderea lor din drepturile părintești, iar micuțul a ajuns în plasament la un asistent maternal profesionist. Psihologii vorbesc despre deviații psihice și comportamente sexuale aberante în cazul ambilor părinți. Nu putem vorbi despre o plăcere fiziologică, vorbim despre o plăcere bolnavă în care părintele închide în mintea lui satisfacții sexuale într-o intimitate deplină. Ei se și filmau, aici deja discutăm despre imaginație, creativitate, fetișurile care pot apărea și probabil vorbim despre deviație psihică aici, spune psihologul Gabriel Bibire. Cât despre copil, specialiștii cred că doar vârsta fragedă l-a protejat de o eventuală dezvoltare deviată în viitor.